katolička zajednica u Rekašu jedna je od najstarijih u Temišvarskoj biskupiji. Ima dokumentarno i arheološko vjerovanje od srednjovjekovnog razdoblja, odnosno od 14. i 15. stoljeća. Priznato u svijetu po svojim vinogradima, naselje Rekaš ističe se istovremeno po svojim posebnim etničkim sastavu, kojeg sačinjavaju Rumunji, Mađari, Srbi, Hrvati, Njemci i najnovije Romi. Katolički vjernici hrvatskog porijekla jedni su od najstarijih na teritoriju Banata, svoju prisutnost na ovom području najavljujući već u osmanskom razdoblju. 2018. godine katolička je župa u Rekašu proslavila 100. obljetnicu izgradnje sadašnje župne crkve posvećene svetom Ivanu Krstitelju. Uz mjesnu katoličku crkvu djeluje i zbor Laudate Domino, osnovan davne 1914. godine, a kojeg od par godina predvodi dirigent Kosmin Pelić. Legătura mea cu muzica a început încă de mult timp, de copil fiind, tatăl meu cânta în fanfară la Rekaș. Și atunci eu împreună cu fratele meu am vrut și noi să începem să cântăm și așa am ajuns să luăm de fapt contactul cu muzica. Eu am cântat la trompetă, fratele meu cânta la bas fligorn, tata era basistul fanfarei. Am cântat câțiva ani buni, la un moment dat chiar eram și cel mai tânăr instrumentist la chirvaiurile care se țineau înainte de la nemți, dar mie nu mi-a plăcut să umblu în perechi și atunci cel mai bine mi-a fost să stau să cânt. Și așa am ajuns să cânt 2 ani chirvaiuri la Rekaș și după aceea am făcut școala de artă populară. Și după terminarea liceului m-am orientat spre partea de facultatea de muzică pe care am absolvit-o aici la Timișoara. Am început și cu instrument, dar încet, încet m-am legat mai mult de dirijat, de cor. Am avut un noroc mare că la Rekaș se formase deja un mic cor și am început să-l preiau. Și atunci, ușor, 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 an la rând, am tot crescut și am început dirijatul și am făcut dirijatul coral. Am renunțat la partea de instrument și am făcut partea de dirijat coral. Corul l-am preluat din 96, am început să lucrez mai mult, adică din anii studenției, efectiv. După aceea, sigur că Am crescut, am început să lucrez din ce în ce mai mult cu corul. Am ajuns la un moment dat să abordăm și muzică puțin mai grea pentru amatori, pentru un cor de amatori, pentru că noi suntem doar amatori aici. Dar la un moment dat, dintr-un număr mai mare de coriști, ne-am stabilizat. Iar în momentul ăsta, un avantaj, din punctul meu de vedere, e un avantaj pentru că suntem doar familii. Și ne este mult mai ușor să fim împreună, venim împreună la repetiții, facem repetiții, mergem împreună, cântăm unde avem de cântat și e mult, mult mai ușor. Am început cu un număr de cam 35-40 de persoane în cor. Am fost foarte mulți tineri, generația mea, ceea ce e un lucru frumos, spun eu, e că mulți dintre noi ne-am și căsătorit, am rămas împreună, avem familii, tot mai pornind din cor. E și cazul meu, e și cazul fratelui meu. Dar acum suntem undeva la 20 de persoane. Corul e format din mai multe etnii, pentru că Rekașul, de fapt, are mai multe etnii. Sigur că majoritari sunt cei de etnie maghiară. După aceea venim noi croații, eu și fratele meu ne-am adus deja generația
tânără, copiii noștri sunt aici cu noi, alături de noi, dar din păcate nu prea mai sunt copii care să dorească să cânte sau, din punctul meu de vedere, să dorească să facă cultură, să facă artă. Că de fapt asta este muzica, artă, și din păcate va fi din ce în ce mai greu. Deja mi-e teamă că după mine, după noi, se cam pierd lucrurile și se cam pierd vocile. Se va pierde și corul la un moment dat, din punctul meu de vedere. Dar încercăm să menținem cât putem, pentru că ăsta este rolul nostru, de a menține tradiție, de a ne menține limba maternă, de a ne menține biserica și să facem tot ceea ce facem, de fapt, facem pentru credincioși, facem pentru lume. Asta e satisfacția cea mai mare când omul iasă din biserică și îți spune: vai, ce frumos a fost, ce bine ne-am simțit la voi, ați cântat frumos, ați făcut liturghia să fie mai frumoasă. Sau când părintele spune: mulțumim corului că au făcut liturghia să fie așa, sau solemnitatea să fie așa de frumoasă. Asta este cea mai mare satisfacție și bucurie a noastră. Avem o colaborare cu un cor din Zagreb, corul Cejnia, Desiderium, începută de prin 2001. Avem o colaborare foarte bună, cu toate că nu ne-am cunoscut, ne-am întâmplător, a fost toată legătura asta și efectiv ne simțim foarte bine împreună. Ținem o legătură strânsă și am avut o perioadă când ne vizitam an de an. Odată noi la Zagreb, odată ei la Recaș. Din păcate, în ultimii 3 ani a fost mai greu. Ultima oară când au fost ei la noi a fost în 2018, când noi am aniversat 100 de ani de când s-a construit biserica. Și noi am fost la ei, ultimii am fost noi la ei în Zagreb, în 2019. Dar, sigur, urmează ca proiect sau ca plan să încercăm anul ăsta, dacă totul va fi bine și va trece toată pandemia asta, să încercăm să facem mai multe împreună, să facem atât aici la Recaș pentru noi, dar să mergem să încercăm să ducem corul și la Carașova, în satele croate, pentru că acolo e majoritatea, să zic așa, și clar acolo se simt pulsul sau lucrurile sunt mult mai în regulă decât aici. Noi suntem, din păcate, prea puțini, dar și cei de cealaltă etnie maghiară, că sunt și ei majoritari în familie, care cântă în cor, au strânse legături cu membrii corului din Zagreb. La început chiar au dormit la noi sau noi am dormit la ei, în familie. Deci totul a fost în familie și așa, de fapt, s-au făcut legăturile. De multe ori vin, ne întâlnim la o repetiție și vin corii și spun: mi-au scris cel din Zagreb, ne transmit salutări, ne urăm de sărbători. Deci se păstrează și ceea ce e foarte, foarte bine. Și mă bucură lucrul acesta, că reușim totul să păstrăm. Mi-aș fi dorit mai mult, dar sperăm că pe viitor cât vom putea să facem să fie frumos pentru toată lumea.
Din păcate, generațiile tinere nu prea doresc să urmeze partea asta frumoasă, culturală, artistică. Eu sunt un părinte mai fericit pentru că băiatul meu cel mare, Fabian, îmi calcă cumva pe urme. El își dorește chiar să facă muzică, este în clasa 11 la liceul de muzică din Timișoara, la canto clasic, și își dorește să facă carieră din muzică. Mi-aș dori totuși ca mai mulți copii să încerce să vină. Dar din păcate, nici noi ca părinți nu încurajam întotdeauna copiii să-l direcționăm spre muzică. Foarte puțini încercăm să le dezvoltăm latura asta artistică. Și atunci, clar, copilul se refugiază în alte domenii, face altceva, merge la fotbal, se joacă sau altceva. Nu este ușor, este un domeniu sau un domeniu puțin mai greu pentru că necesită sacrificii. Tatăl meu a descoperit acest talent când m-a pus pentru prima oară să cânt în această biserică, la vârsta de 9 ani, să zic așa, și de acolo am început din ce în cel mai mult să cânt. Cânt în cor de 3 ani, aproximativ, de când m-a luat tata acolo, având nevoie de voci, și da, e frumos, cânt. Cântăm cântece frumoase, e foarte frumos. În corul din Recaș mai este un băiat care este vărul meu. Noi doi suntem cei mai tineri din acest cor. Am mai cântat în public, de obicei la concursuri, am mers la concursuri foarte multe de canto și la audițiile pe care le organizează școala noastră. Momentan sunt bariton, adică nu sunt nici tenor, nici bas, sunt vocea de mijloc bărbătească.
svira Morgulja već 1991. znači 30 godina. U službi sam crkve. Učio sam u Morguljaškoj školi, recimo kantor školi u Temišvaru, biskupi Temišvar. I no, do danas tu sam i pjevamo i sviramo i sve je okej. Od 1997. do 3 godine od onda bio sam u Hrvatskoj, učio graditeljstvo orgulja sa majstorom Wolfgang Braun. Ja imam još dobro prijatelja u Varaždinu, Josip i Tihomil. Dobro, puno sam vidio u Hrvatskoj. Baš smo radili onda u te godine na orgulje Varaždinske katedrale. Onda još nekoliko orgulja u Zagrebu, Poreč, Mošćenička Draga. Te godine nekako došlo do toga da imamo i mi u biskupiji jednoga koji popravlja orgulja i tako se došlo u vezi s ovaj gospodinom Braunom i svećenikom Alojzije Domislović iz Varaždin. On je bio dom kapitular. Tako smo došli u toj vezi i stigao u Hrvatskoj. Bilo dobro jer imao sam hrvatsku putovnicu i državljanstvo, sve to, tako mi bilo lako putovati po cijeloj Europi. Najveći projekt bio je to Marija Radna, isto domu orgulja u Temišvaru, domu u katedrali i nekoliko još manja orgulja, tako moje isto. Hrvati u Rekašu, ne znam ovaj točni broj, ali 20-40, to ako neko ne zna sigurno. U zboru imamo mešoviti brata, ja i Kosmin smo, supruge su nam Mađarice. Recimo ni ja ni on nismo čisti Hrvati, Marica je čista Hrvatica, to je sve. Recimo Hrvati tri. Ja pamtim, bilo je puno Hrvata, pamtim to na mojej prvoj svetoj misiji kad sam svirao. To je bilo u dan Božića 91. Imali smo čistu hrvatsku misu. I znam kako je bilo onda. Od tog dana sve manje. Sve manje. Bilo, mislim, puno ljudi u crkvi. Svaki jezik imao svoju svetu misu nedeljom. I imali smo 10 osoba, 12 tako neko koji smo pjevali samo hrvatski. Onda kasnije došlo to na svetu misu sa Njemcima i da onda dalje s Mađarima jednu svetu misu i to je tako da do danas imamo jednu misu svake nedelje na 4 jezika i moramo pjevati na svaki jezik. Ne znam ako danas ljudi razumiju sve, recimo ako jedan Rumun ili jedan Mađarac razumije što pjevam i na hrvatski, ali naše su pjesme lijepe i idu srcu nekako, ne znam, a to je što samo mi imamo te lijepe pjesme.